Subiect despre care vreau să vă vorbesc astăzi este cel referitor la problema refugiaților ajunși în România, în contextul în care unii dintre aceștia au ales să rămână pe teritoriul țării noastre și vor dori să se angajeze. Pentru a le veni în sprijin, Inspecția Muncii a redactat și diseminat în limba ucraineană un material cu informații utile privind termenii și condițiile de angajare în România. Acesta conține informații referitoare la încheierea contractului de muncă, clauzele obligatorii, durata contractului individual de muncă, perioada de probă, timpul de muncă și de odihnă, munca de noapte, repausul zilnic și săptămânal, concediul de odihnă, suspendarea contractului individual de muncă și încetarea contractului individual de muncă. Așa cum a anunțat și Ministerul Muncii, în urma unei modificări legislative, toți cetățenii ucraineni care intră în România și doresc să se angajeze, o pot face fără niciun aviz sau vreo restricție, ci în baza unei declarații pe propria răspundere dată angajatorului român. Prin această declarație, își asumă că îndeplinesc condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate necesare ocupării postului pe care urmează să fie încadrați și că nu au antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășoare. Aici fac o paranteză referitoare la profesiile liberale, cele de medic, de stomatolog, de moașe. Aici vechimea și documentele necesare pentru angajare vor trebui în original. De asemenea, cetățenii proveniți din Ucraina vor avea posibilitatea să încadreze muncă fără a fi necesară obținerea de aviz de la misiunile diplomatice ale României în Ucraina sau unei vize de ședere în scop de muncă. Astfel, refugiații care doresc să lucreze în țara noastră vor avea aceleași drepturi și obligații în domeniul relațiilor de muncă ca și cetățenii români. Vă pot da niște informații la cald. Ultimele cifre preluate astăzi la ora 10 din Baza Națională de Evidență a Salariaților din România. Avem 3097 de cetățeni ucrainieni angajați în România, dar înainte de data de 24, când a izbucnit conflictul, aveam 2666. Asta înseamnă că efectiv de la izbucnirea conflictului în Ucraina avem 4031 de ucrainieni, dintre care doamna prefect v-a spus că prin agențiile de șomaj sunt în jur de 197. La Dâmbovița nu au existat solicitări la agenția de șomaj pentru angajarea unor cetățeni din Ucraina.